Vreau să îl salutăm și pe Ovidiu Ioanisoaia, directorul Gazetei Sportului, care ni se alătură acum prin Skype. Salutare, bună ziua! Era să zic bună dimineața, deja ne-am dus spre... Salut și pe tine și pe Adi. Bună dimineața, Neovi! Ce faceți? Cum ați trăit în primul rând victoria asta a României? Suntem 4 din 4, avem procentaj maximum, îi merge treaba lui Mircea Lucescu la echipa națională și asta ne bucură și pe noi. Evident că avem rezultate, n-am mai văzut de mult victorii de-astea legate 4 la rând. Arată bine în clasament. Știi ce se întâmplă, Alberto? Acum poate că statisticienii vor găsi, dar eu nu mi-aduc aminte ca naționala României să obțină 4 victorii consecutive în partide oficiale, indiferent de nivelul competiției și de clasa adversarilor, care de data asta nu e cea mai ridicată. Cred că e un record. Deci 4 partide oficiale și 4 victorii la rând, și prin prisma asta trebuie să și judecăm lucrurile. În sensul în care victoria asta de la Kaunas este foarte importantă, este prețioasă, pentru că păstrează România, îi consolidează poziția de lider. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că n-a fost o victorie foarte spectaculoasă, o evoluție mai degrabă cenușie, lipsită de, cum să spun, de frumusețea din meciurile anterioare. Dar asta din pricina terenului greu, din pricina presiunii pusă de lituanieni, lituanienii care, după părerea mea, nu sunt mai slabi decât ciprioții, se apropie oarecum și de kosovari, dar care, iată, n-au niciun punct până acum și, firește, cu apa la gât, cum se zice, au jucat în disperare pentru că, împotriva românilor, pentru că sunt în mare pericol să retrogradeze din seria C asta. A fost și vremea potrivnică, în sensul în care temperatura resimțită a fost de numai 5 grade și, sigur, 5 grade nu înseamnă chiar iarnă, dar e diferență importantă în condițiile în care ai venit de la Larnaca, unde erau 30. În plus, meciul a început practic de la 1-0 pentru gazde, pentru lituanieni, după acel penalti controversat. În opinia mea, centralul Walsh, chemat la VAR de colegii lui din camera VAR, ar fi trebuit să revină asupra deciziei. Surprinzător însă, el a rămas și a indicat penalti, pentru că, cum să spun, jucătorul nostru n-a vrut să joace mingea. E adevărat, mingea l-a lovit în mână, dar el n-a avut această intenție. Dacă la Hens vorbim despre intenție, atunci în mod normal scoțianul, centralul scoțian, trebuia să revină, dar probabil că a fost atât de mândru încât a zis, bă, dacă așa am hotărât, rămâne penalti. Ciudat e doar că s-a și dus să vadă la monitor, atunci e mai greu, că dacă n-aveam VAR, puteai să spui că s-a înșelat, era o decizie greșită. Tocmai, adică din momentul în care colegii lui din camera VAR l-au chemat să vadă la monitor, era clar că nu sunt de acord cu el și îi sugerează să insiste asupra fazei. El s-a dus și a rămas la decizia inițială. Sigur, un penalti acordat cu ușurință, să zicem, formula clasică, dar să nu ne indignăm foarte tare, pentru că hai să ne aducem aminte că și noi am fost avantajați în unele meciuri. Ori, în condițiile astea, Lucescu a rămas la ideea omogenității, a schimbat foarte puțin față de meciul anterior, practic n-a schimbat decât jucătorul pe care era obligat să-l schimbe, bancul, plecând acasă după cumul de cartonașe. Ne așteptam, mărturisesc, ca să intre Kipciu folosit spre finalul meciului cu Cipru, însă Lucescu l-a preferat pe Sorescu. Sorescu, în linii mari,
și-a făcut datoria, n-a strălucit, e adevărat, cum n-a strălucit, aș îndrăzni să zic, întreaga echipă, în ciuda faptului că ea a răspuns cu dăruire și cu atitudine în condițiile meciului. După aia, repet, mergând pe ideea omogenității, a schimbat foarte puțin și spre finalul meciului. Practic, în loc de 5 schimbări, a operat numai 3, nu? I-a introdus pe Florinel Coman, pe Olaru și în final pe Yanis Hagi. Din păcate, în opinia mea, noi introduși nu și-au făcut simțită contribuția, n-au schimbat în niciun fel fața jocului, dar poate că nici n-au avut suficiente minute la dispoziție. Eu zic că n-are rost să căutăm pete în soare. Victoriile obligă la o anumită atitudine, la o anumită politică. Din moment ce meciul s-a câștigat și România este lider detașat în grupă, nu, ne ajunge un singur meci nul în returul cu Kosovo de la București ca să câștigăm grupa, cred că, cum să spun, n-are rost să ne uităm numai la mica parte goală a paharului. Lucescu părea mulțumit, el sublinia, cum să spun, faptul că adversarul a fost nu numai vânjos, dar și foarte motivat, repet, pentru că pe lituanieni îi amenință retrogradarea, terenul foarte greu și probabil că ăsta a fost și motivul pentru care nu i-a introdus cum sugerează unii nici pe Ali Beg, nici pe Mitriță. Da. El a apreciat, de altfel mi-a și spus că din pricina terenului desfundat, crede că Ali Beg și Mitriță nu s-ar fi descurcat așa cum s-a descurcat Drăguș. Îl lăuda pe Drăguș, pe care, hai să ne aducem aminte, că l-a cam ciufulit când l-a schimbat. L-a dojenit un pic, da. În Cipru, da. L-a urecheat un pic. De data asta, într-adevăr, Drăguș a venit înapoi foarte des și, în general, echipa, deși, repet, n-a briat, n-a strălucit, a jucat ce trebuie, a acoperit bine spațiile, a lăsat spații mici între compartimente. Mijlocul mi-a plăcut mie în mod special, Stanciu și cu... Și cei doi marini. Și cei doi marini, da. Sigur, s-au mai comis greșeli în condițiile alea de teren greu și de presiune pusă de gazde. Au mai fost și pase și intercepții eronate, dar una peste alta, când câștigi, ar fi culmea să te întristezi și să repeți să cauți cu lupa slăbiciuni. Echipa e pe un drum bun și să vedem ce urmează. Am eu o supărare, între ghilimele supărare. Ne-am obișnuit până acum și ne-a obișnuit echipa națională cu Mircea Lucescu să marcheze câte 3 goluri. Acum au fost doar 2, a stricat un pic media asta, glumind puțin. Spunea și Mihai Stoichiță la telefon aseară în emisiune, ar fi bine să fim supărați mereu când câștigăm doar cu 2-1 sau 1-0 și acceptăm asta, e bine. Chiar cred că și cu dumneavoastră la Euro 2024 am vorbit și spuneați la fel, acceptăm să câștigăm doar urât, doar să câștigăm, e bine, indiferent cum ar fi. Da, acum aici era importantă victoria, indiferent cum era obținută și, cum să spun, dacă până acum am învățat, din păcate, numai din înfrângere, a venit momentul să mai învățăm și din victorie. E greu, sigur, noi suntem cârcotași în general. E greu însă să-l tragi de mână că pe Lucescu, e chiar imposibil, atâta timp cât câștigă meci după meci. Uneori, la diferență clară, 3-0, de data asta mai greu, dar, repet, în contextul în care meciul a început de la 1-0 pentru lituanieni, pe terenul greu, pe frig și fără, cum să spun, galeria obișnuită, pentru că e întâia oară după multă vreme, după 5-6 meciuri, când nu auzim România, pentru că erau vreo 300 de suporteri, dar, cum să spun, corul
care să o încurajeze pe, să încurajeze naționala noastră, nu s-a auzit. În timp ce știți bine, în Germania era un ecou extraordinar și chiar la Larnaca s-a auzit. Acolo am fost ca acasă. Acolo, în da, Cipru de am data fost asta, sigur, e și distanța. Nu e foarte atractivă o excursie la Kaunas și nici ieftină, bănuiesc, așa încât în contextul respectiv, în condițiile date, să salutăm victoria și să îi felicităm pe jucători. După părerea mea, de pildă, faza de 2-1, contraatacul de 2-1 a fost cea mai frumoasă fază a meciului, ceva așa, dacă nu vi se pare că exagerez, în stilul lui Real Madrid cu un drăguș ca Rudiger, că el mai pleacă așa, poate ca Militao, îi mai vedem și pe ei avântați. Adică a fost cea mai frumoasă, cea mai reușită fază a unui meci, altminteri cenușiu n-a fost cel mai frumos meci cu putință. Domnule Ionițaia, două lucruri vreau să vă mai întreb. Dacă puteți să ne spuneți, ne-ați spus mai devreme că ați discutat cu Mircea Lucescu și dacă se poate face și publică, v-a spus cumva de ce l-a preferat pe Sorescu și nu pe Chipciu? Așa cum spunea și dumneavoastră, vă așteptați la Chipciu, noi toți ne așteptam la Chipciu pentru că l-am văzut introdus în Cipru. A venit cu surpriza Sorescu, există cumva o explicație pe care v-a dat-o și pe care nu o puteți spune, evident. Nu, mărturisesc că, bine, discuția a durat câteva minute, delegația se pregătea să plece la aeroport, când vorbim noi acum, e probabil în zbor spre Otopeni, dar eu zic că este explicabil în condițiile unui teren greu. Chipciu e totuși cu 8 ani mai în vârstă decât Sorescu. Bănuiesc că Mircea s-a gândit la faptul că pe o suprafață de joc cum era cea de la Kaunas, Sorescu s-ar acomoda mai bine. Plus că, de acum e punctul meu de vedere, cât a jucat la Larnaca, eu nu cred că, mă rog, Chipciu s-a impus atât de tare încât să fie titular în Lituania. Mai sunt două meciuri, probabil că vor juca și cei care n-au jucat până acum, dar insist, e greu să-l tragi de mânecă pe Lucescu atâta timp cât merge din victorie în victorie. Măcar de s-ar întâmpla mereu așa. Ar fi perfect. Ultimul lucru, atât vreau să vă mai întreb. România la tineret s-a calificat, o victorie importantă și frumoasă, cu o prestație frumoasă. Da, e a patra oară la rând când ne calificăm la turneul final european cu Under-21 și constat că, iată, elvețienii au devenit clienții noștri, că îi batem pe unde îi apucăm. La orice categorie de vârstă, da. Acum, nici nu știu de ce, ne-am temut foarte tare de acest meci, de parcă Elveția era cine știe ce sperietoare. Echipa a jucat foarte bine. Mi-a plăcut din nou Luis Munteanu, dar mă rog, asta e o observație personală. A jucat ce trebuie. Din păcate, această frumoasă victorie și această calificare obținută totuși 11 contra 10, să nu uităm asta, unul dintre elvețieni a fost eliminat, a fost umbrită de blackout-ul lui Pancu. Nu știu ce l-a apucat pe Pancone, dar mi-e teamă că va vedea turneul final din Slovacia, nu, în Slovacia e turneul final. Îl va vedea din tribună, pentru că o ieșire ca a lui nu cred că va aduce o suspendare mai mică de 3-4 etape. Sigur, a fost presiune, a fost tensiunea meciului, dar e greu de scuzat o asemenea ieșire și în situații de genul ăsta, din ce știm, UEFA e foarte drastică. Iată imagini în care Pancu mai avea un pic și îl strângea de gât pe arbitru. Dar, sigur, este explicabil gestul lui în condițiile respective, dar nu este scuzabil. Adică n-ai voie să ai asemenea ieșiri, trebuie să te stăpânești, chiar dacă, până la urmă, arbitru a făcut ceea ce dorea
Pancu, adică a scos cartonașul roșu, nu numai pe cel galben, impresia inițială. Până la urmă, deși s-a văzut urât, a meritat să, o să vedem care va fi decizia UEFA, foarte drastic forul european în ceea ce privește comportamentele astea care ies de rapoare. Ieșirea a fost urâtă, adică urâtă, da. Spun, povestită așa că bancul s-a dus la arbitru, dar dacă revezi faza, cum să spun, se te cam sperii, adică așa ceva nu se obișnuiește la nivel de echipă națională. Mă rog, în campionatul județului Giurgiu se mai poate, dar la nivelul echipei naționale, fie ea și Under 21, nu se acceptă. Bun, domnule Ioanițoia, mulțumesc foarte mult pentru intervenție, a fost o plăcere să discutăm. Spor la treabă, să ne auzim numai după victorii, ele și la limită. Așa facem, acceptăm înțelegerea asta, mulțumesc mult pentru prezență.